Fac sport, nu-s agresiv deloc că vă supor, boi ca în top. Dau rec la cameră, vă învăț ce pot, un nou vlog. Mergem la sală, mâncăm sănătos, sala mi-e casă și ce iubesc nu se poate, dar l-am întors că fac vlog. Sper că v-ați distrat de 8 martie, cu nevestele, cu amantele, pentru că până de Paște mai este, așa că aveți timp să strângeți bani la portofel. Dar totodată, să ținem cont că urmează perioada de post, dacă nu cumva chiar am intrat în ea. Și fiți atenți, că important este ceea ce iese pe gură și nu ceea ce intră. În episodul de astăzi, filmăm, într-un final, Q&A-ul, împreună cu Răzvan, care s-a întors din gripa pe care o avea. Dragi urmăritori al lui Andrei Diaconu de pe YouTube, vreau să vă înștiințez că aceasta este dubla 2, deoarece estimabilul de față cu mine a spus că nu am fost serios în prima dublă și v-a mințit într-un mod direct prin faptul că eu am fost răcit. Eu nu am fost răcit, am fost prezent la filmări, dar nu am fost pe placul lui, deoarece a spus că am filmat ca un drept un om neserios. Și mi-am bătut joc de întrebările lui, primite de el. Așa că în acest vlog voi încerca să fiu mai serios, ca să îi facem pe plac. Mulțumesc frumos, apreciez. Începem cu prima întrebare, adresată de Gabi Talpopaul 28, care vine cu o propunere pentru Andrei și anume vrea să îl sugă. Ce părere ai, Andrei? Îi accepți propunerea sau... În primul și în primul rând, tematica vlogului de astăzi este întrebări și răspunsuri. Fapt pentru care, după cum se vede, nu are semnul întrebării la finalul acestei propuneri. Da, deci nu poate fi luat în calcul drept o întrebare, așa că nu îi accept această propunere. Eu cred că în al doilea rând ar fi mai drăguț să-l contactezi în privat. Da. Și mai bărbătesc. Că poate ai șanse mai mari. Sau nu. Da. Vom afla. Nu cred. Nu e o întrebare, mai multe provocare. Dar cum noi nu avem episodul de adevăr și provocare, ci e doar Q&A. Da, trecem peste. Să trecem la lucruri serioase. Ne contactezi mai acum și în privat. Să trecem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare, spusă de Tudor Ungureanu. Ce suplimente trebuie luate pentru a putea face culturism de performanță? Aici este o listă destul de mare. Noi vom enumera doar cele de bază. Anume, pudră proteică, creatină, omega 3, glutamina, BCA, EAA, NAC, ALA, crom, zinc, magneziu. Totodată de menționat faptul că BCA-ul se ia de preferat împreună cu ea și asta poate fi în timpul antrenamentului sau înainte de sesiune de cardio pe stomacul gol. O pudră! 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 Nu pură, potrei. Oh. Bă, ce am cu pudră? Creatina e cea mai bună, creatina. Da, te faci prea mare de la ea, deci okay. Grijă cu ea. Da, de la creatina. Următoarea întrebare. Care e treaba cu Stero? Nu putem vorbi despre asta. Da. Ce te determina să continui să faci sportul ăsta după ce ai pățit acele accidentări? Ce să ia steroizi? Da, un trip mic ca o spigură. Păi mă jur. Da. Cum de-ai făcut Team Boyca? A fost ceva random. Uite că în prezent e Team Boyca. Ai spus că ești un sportiv prea bun și ai vrut să împărtășești din experiența ta? Nu, neapărat. Bă, bună întrebare. Random. Ți-e foame de performanță? Da. Nu am avut o determinare anume, ci pur și simplu e un sport la care te aștepți. Mai devreme sau mai târziu să te și accidentezi și îți asumi toate lucrurile astea. Plus că e precum în viață, ai suișul și coborâșul, așa că tot trebuie să continui. Ambiția
I-am depășit condiția. Ai zile de pauză? Eu am ca zi de pauză duminica, în rest sunt la sală 6 zile din 7. Ținând cont de faptul că tot te ocup de planul meu de antrenament și eu la fel sunt 6 din 7 zile la sală, așa că duminica este ziua de pauză. Doar duminica, deoarece sala e deschisă până la 12 și eu trebuie să mă la biserică. Da. Merg cu tine. Mergem amândoi. Păreri, big cheat meal după concurs? Nu e o alegere atât de rea, dacă simți nevoia și dacă ești mândru de locul pe care l-ai luat, din punctul meu de vedere, poți să te respecti puțin. Părerea mea e că, într-adevăr, dacă chiar simți nevoia, da, păi totuși o zi de pauză de la alimentație, așa că merită să te respecti. Dar dacă nu simți nevoia, e ok, o să iei exemplul meu, după ce am terminat de concurat la Cupa Federației, m-am întors la alimentația obișnuită, așa că nu e neapărat să trișezi dacă tu nu simți nevoia. Big cheat. Merge. Eu n-am simțit nevoia nu știu cum merge la tine, mi-era foame. Am băgat după concurs, te-am pocnit. Da. Fiecare compadre, eu nu mai aveam bani. Ia toată pregătirea mea se cade bani și nu mai aveam bani de cheat meal. Păi asta e adevărul, de fapt. Și m-am întors acasă, ce dracu mai am în frigider? Pui. Broccoli. Mai aveam și o pungă de orez. Hai să mănânc pui cu orez. Asta e cheat meal meu. Mai bei crăița, trădătorule? Nu, beau doar pure count. Eu beau doar aghiazm. În rest, nu recunosc nimic. Eu, duminica, merg la biserică cu tine. Și luăm aghiazmul pe care vom în timpul săptămânii. Da. Cum te vezi peste 5-10 ani? Într-adevăr, 5-10 ani mi se pare o perioadă foarte lungă în care aș putea să privesc la cum s-ar putea desfășura viața mea, dar mie îmi place să iau pe termen scurt. Nu știu, momentan mă concentrez pe toate domeniile în așa fel încât să-mi ia stop ok, atât pe plan sportiv, cât și pe plan financiar și totodată pe plan de dezvoltare personală. Chiar, nu știu, nu pot să... Ești tu conștient că nu știu ce se întâmplă de pe azi pe mâine, da, păi peste 5-10 sau 10 ani. Eu... La fel, cum a zis și el, 50 ani e un termen cam mare. Presupun că mă văd făcând același sport, dar la un nivel mult mai înalt. Poate o familie sau poate nu. Dar oricum, încercăm să ne axăm pe toate planurile, să fim cât mai stabiliți financiar și niște sportivi cât mai ok și cât mai buni. Peste 50 ani cred că mă văd cu o nevastă sau două, 3-4 copii, eventual retras undeva în munți, nu știu. Dacă am puterea de a ferici mai multe femei, de ce să nu le fericim? Am înțeles. Nu, tăiem, că poate mă vede vreo domnișoară de-a mea care vorbesc. Trecem la întrebarea următoare. Ți-ai lăsat perechea pentru o celebritate? Nu, nu mi-aș lăsa, deoarece... O celebritate înseamnă ceva pe termen scurt, ceva temporar. Pentru Loredana Chivu aș lăsa-o și pe mama. De ce este mie? Aia ținem cont că sunt mai familist decât ea. Adică celebritatea e ceva temporar. Dar Loredana Chivu e ceva permanent. Câți ani aveți de sală? Eu personal, de când practic acest sport la nivel competițional, am 2 ani, dar prima tangență cu sala am avut în urmă cu 8 ani de zile. De concurat, concurez undeva cam de 4 ani, dar prima tangență cu sala am avut undeva în urmă cu vreo 12 ani. De cât timp te știi cu Răzvan și cât de apropiat sunteți? Cu Răzvan, sincer, mă știu undeva cam de prin luna mai lui 2021, dar am început să devenim apropiați din momentul în care a început să se ocupe de partea de plan de antrenament și plan de posing.
Mai pe scurt a profitat de mine și m-a luat așa sub aripa lui și... Na. Eu, ca un botanist, l-am considerat frate și am pus botul. Așa ne-am apropiat. Na. O să n-am bun la suflet și vreau să ajut lumea și uite. Am ajuns să filmez podcast sau Q&A pe gratis. Ne-am întâlnit acum o săptămână pe drum, aici în față la el și m-a oprit. Și a zis că îmi dă 100 de lei dacă facem Q&A-ul ăsta și... N-am putut să refuz, că 100 de lei, 100 de lei. Am uitat la el și am spus că cineva nevoia și are nevoie de 100 de lei. Și cât de apropieți, bă, banii ne unesc, na, da, nevoile. Da. Uite, banii fac prieteni noi. Hai zic. Crezi în Dumnezeu? Nu. Păcat. Tu? Bineînțeles. De fiecare dată înainte să merg la antrenament, fac rugăciunea mea prin lumânările și după ce se stinge ultima lumânare, abia atunci pot să plec de acolo? Nu. Vrea să-mi mint? Da, aș vrea să-mi mint. Urmăritorii pe cameră? Nu. Un pic. Nu. Măcar nu. Din bun simț. Nu. Nu. Cea mai tare sport? Cred că ăsta e. Din punctul nostru de vedere îți dai seama că e culturismul. Culturismul. Șah. Șah. Darts. Ping pong. Strângerea de mână. Strângerea de pulă. Ai auzit de efectul Mandela? Na. Efectul? Efectul Mandela. Depășim. Trecem la următoare. Este efect paranormal. Nu. O să mă uit odată la conjunt, îmi dau să mă spui ce e bani. Da, da. Mie mă depășește. Cine a fost dragostea ta secretă la gimnaziu? Profa de franceză. O colegă de clasă. Acest răspuns se dedică domnișoarei Iustina, de când aveam eu 10 ani, care m-a refuzat într-un mod destul de urât, pe motiv că-s prea mic, că-s prea slab, că am prea puțini ani, că prea puțin centimetri până înălțime. Ianca Simenescu, habar n-am ce face acum, nu. Dacă aș avea numărul ăsta, nu acum, în timp ce filmăm. Deci dacă vezi video, să-l contactezi. O hipă pe măta. E o întrebare foarte proastă. Ce treabă are hipertrofia cu dușul de deci? Hipertrofia în timpul antrenamentului, dușul de deci se duc spre aia. Mă rog. Poate faci două serii, te duci în vestiar, bă, te bagi rachetă în duș, dai drumul la pe rece. Trecem peste întrebarea asta, că e proastă. Bine. De cât timp faci sală, tocmai am răspuns această întrebare, te-ai gândit vreodată să te lași definitiv? Cred că mă gândesc în fiecare lună să mă las definitiv. Tu? Am avut câteva momente, dar pe primii ce am continuat, tocmai m-a lăsat. În fiecare lună cred că mă gândesc la asta. Sincer. Frate, ce depresiv ești. Mă jur. Și întrebarea următoare este... Care e motivul pentru care te-ai apucat? Păi, sincer, nu știu. Vreau să impresionez pe tine. Cred că toți ne-am apucat de asta. Da. Și la fel. Dacă ai luat totul de la zero, ai alege la fel privind viața sportivă? Cu siguranță. Da, la fel. Dacă aș ști și consecințele și riscurile la care te supui, cu siguranță. Cu siguranță aș avea aceeași viață sportivă, aș face același sport. Și eu la fel. Și acum avem un set de întrebări scrise pe foaie și trimise prin corespondență. De la un fan anonim. Mi-a pus și o ghicitoare în primul rând. E golan, e vagabond, dar noi ce-i faci? Cred că Nicolae Guță. Nu, adică. Da, frate, uite, scrie, cred că aici, adică asta e răspunsul. Nu, asta vezi într-o manea. Da? Da. Treci păi dacă vezi într-o manea, unde nu ai bați ghilimele? E nebun. Bine. Treci greg. De ce au florile frunze? Dacă stăm să o gândim logic, tulpina are frunze, nu florile. Da. Da. Mulțumesc. Cum se termină tânăr și neliniștit?
când e bătrân și fericit. De ce îți place sportul acesta? Că e un haos. Da. Nu e haos. Nu e haos. Nu. Nu e haos? Nu e haos. Acestea fiind întrebările, vă dorim o seară pulă. Bună. Și Andrei, ba pula în întrebările tale, lăsate pe foiță la beție, că sunt niște întrebări de căcat, efectiv de căcat, ne pișăm pe ele. Te pup cu nețele. Te salut! Asta o să pare un loc? Da, frate. Hai să vă arăt și un braț așa de final. Dacă vreți să facem și un posing acum de final, facem un posing de final, dă camera sus, dă camera sus, facem un posing de final. Gata, jos tricou, acum live. Îmi pare rău că o să-l bag în umbră pe fratele Boica. Power up! Să trăiesc dacă poate și pe acolo. Mai frate, chiar vezi să te bagă în umbră? Ba, să dăm și un duplu și gata. Aici mai e greu să încape. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, o să faci chiar în momentul de față, apăsând butonul subscribe. Dacă ți-a plăcut, lasă un like și totodată nu uita să distribui acest minunat vlog pe toate rețelele de socializare ca să vadă toată lumea și să fie bine, să nu fie rău. Cine nu o face, îl trimit eu personal la Gabriel Talpă Paul 28. Deci aveți grijă ce faceți la finalul clipului.